Ne-am întors, prieteni, 6 din cele 7 partide ale acestei zile atât de frumoase la nivel de Liga a doua, în direct aici la Metropola TV, în producția preluată, ca de fiecare dată și de Sport Total FM, s-au încheiat. Minutul 80 la Slobozia, se contorează surpriza, importante puncte, dacă nu se întâmplă nimic pe tabela de marcaj, pentru echipa care conduce acum cu 1-0, Csíkszered Damir Kurecsuk, rămâne trupa lui Robert Ilieș în cărțile pentru calificarea în play-off. Ca de fiecare dată ne ajută Robert cu recapitularea rezultatelor, după care, în timpul pe care îl mai avem la dispoziție, cred că ne gândim să mai cerem ceva suplimentar, mergem pe stadioane pentru a afla la cald reacțiile celor care au contribuit astăzi la rezultatele acestei etape cu numărul 17. Robert, ai cuvântul. Etapa a debutat ieri cu partida vedetă, Gloria Buzău-Corvinul Hunedoara, scor 2-1 pentru buzoieni. Rădulescu și Cristi Dumitru din penalti, respectiv Marius Coman, tot din lovitură la 11 metri, au marcat în victoria 2-1 pentru Gloria Buzău cu hunedoreni. Apoi, astăzi, la Dej, prima întâlnire în care Unirea Dej pierde cu 3-1 în fața Chindiei Târgoviște, o triplă marcată de jucătorii străini pentru echipa târgovișteană, Bogaciuc, Zicovici și Pesici au marcat pentru oaspeți, respectiv golghetul Denis Golda pentru Unirea Dej. Apoi, la Alexandria, CSM din localitate pierde cu 1-0 disputa cu CS Tunari. Dragoș Gheorghe a marcat singurul gol al echipei gazdă. Rezultat al echipei oaspete. Rezultat alb la Slatina, acolo unde CSM și CSM Reașița încheie 0-0 în condițiile în care în ultima jumătate de oră echipa reșițeană a avut dublă superioritate numerică. FC Argeș câștigă chinuit 1-0, un gol marcat de lovitură la 11 metri, minutul 16 de către Buhășanu, la prima reușită pentru argeșeni în acest campionat. De remarcat că la faza respectivă s-a acordat și cartonaș roșu, iar echipa antrenată de Eremie a jucat, iată, aproape 80 de minute cu un om în minus pe teren. Victorie anticipată și victorie clară pentru Ceahlăul pe Ataneamț, 2-0 cu Dumbrăvița. Corterații, prima repriză respectivă a Zrenului Călulacu din lovitură la 11 metri, au stabilit scorul final 2-0 pentru moldoveni. O victorie mai mult decât surprinzătoare, controlată în prima repriză la Clinceni, de Metalul Globus, trece de Concordia Chiajna cu 2-0. Cris cu Audio la prima reușită pentru bucureștenii, respectiv Dragoș Huiban, au marcat și în acest moment matematic echipa ilfoveană Concordia Chiajna pierde șansa de a mai juca în play-off-ul competiției. Ne aflăm în minutul 83 la Slobozia, acolo unde, iar surprinzător pentru mine, până la un anumit punct, Csíkszered Damir Kurecsuk, prin golul marcat de Babati, în minutul 32, conduce cu 1-0. Vom vedea dacă în aceste ultime 10 minute, cu tot cu prelungiri, echipa gazdă are puterea măcar de a egala pe tabla de marcaj. Să ne uităm, Robert, puțin și la clasament, evident și la etapa viitoare, chiar dacă ea nu este programată ca și configurație, o putem privi, prieteni, pentru că există foarte multe meciuri, câteva dintre ele cu un aspect poate decisiv de urmărit în runda care urmează și acum numărul 18. Până atunci să mai spunem că mâine, la 12, exact, avem la Sibiu întâlnirea între CSC 1599 și Limbăr și CS Mioveni. Foarte importantă cu pregătire pentru echipa lui Constantin Schumacher. Absolut, iar marți de la ora 19 CSEA Steaua întâlnește pe Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Și două echipe, Robert, care rămân în cărțile calificării în play-off în cazul nevictorii. Cu șanse minore. Dar sunt acolo. Sunt șanse, pentru că Viitorul Pandurii Târgu Jiu 23 de puncte ar face 26 de puncte, CSEA Steaua 22 de puncte, șanse decât pur teoretice, cu două etape mai avea practic decât 6 puncte în joc. În acest moment, pe prima poziție, Schelimber, 35 de puncte. Fără să joace. Fără să joace, rețineți acest aspect, își joacă mâine, cum spuneam, cu CS Mioveni. Pe poziția a doua, Corvinul Hunedoara, 34 de puncte. Pe poziția a treia, Unirea Slobozia, 34 de puncte. Iată că cele două echipe. Hai să vorbim puțin, Robert. Am plăcerea să vă salut, domnule Cristi Tănase, bună ziua. Bună ziua. Eram cu Robert Gheorghe aici și sincer spuneam, parcă mi este și jenă să-l sun pe domnul Tănase, pentru că, iată, din păcate contabilizăm un nou eșec la o echipă unde dumneavoastră și cei care conduceți faceți totul, domnule președinte. Ce ar mai fi de spus după acest eșec de la Metalul Globus? De ce să vă fie jenă, că trebuie să stăm de vorbă ca așa cum e normal până la urmă, indiferent că mai câștigăm, mai pierdem. Ce să vă spun, din punctul meu de vedere, nu pot să simt decât dezamăgire, frustrare, furie, nu înțeleg absolut nimic. Iar ca să fiu foarte sincer cu noastră, că așa cum am spus de vreme, ne cunoaștem foarte de ceva timp, destul de mult timp, și pe dumneavoastră și pe Robert, pe care îl salut. Vă salut și eu, în momentul actual m-aș închide într-o încăpere. Chiar dacă am o vârstă, am niște ani, sentimentul pe care îl încerc acum este unul de
de tristețe totală. Și sincer să vă spun, nu îmi vine decât să plâng ca un copil pentru al cincilea sezon în Liga a doua. A fost cel mai greu sezon din punctul meu de vedere pentru mine din cele 11 petrecute la Chiajna. Un sezon pe care nu am cum să-l înțeleg din niciun punct de vedere. Da, pare greu de gestionat, domnule președinte, adică chiar vorbeam și cu Robert, care este ca și dumneavoastră președinte executiv la FC Voluntari. Asigur tot ce trebuie, faci alegerile, aduci jucători cu nume, faci tot ce trebuie. Eu mă și întreb, domnule Tănase, sincer vă spun, cum dau ochii cu dumneavoastră acei oameni pentru care lucrați, le faceți toate poftele, iar răspunsul de fiecare dată nu vine deloc în direcția dorită. Da, domnule Tănase, e adevărat. Așa cum am spus, nici eu nu înțeleg. Efectiv, sunt dărâmat. Pentru că în momentul în care, într-adevăr, asiguri, că așa e normal să asiguri tot staful tehnic și lotul de jucători și ai niște așteptări, iar ca răspuns nu primești decât etapă de etapă, aproape etapă de etapă, rușine după rușine, dezamăgire după dezamăgire, efectiv nu ai cum să înțelegi ceea ce se întâmplă în timpul săptămânii, să zic, la antrenamente și apoi la examenul oficial, cel de la sfârșitul săptămânii, când Concordia Chiajna, echipa asta noastră, în fiecare joc, a prestat aceeași partitură, foarte slabă, de aici și în locul din clasament, numărul de puncte acumulat, faptul că noi cu 5-9 promovate am obținut decât 2 puncte, nu am legat 2 victorii consecutive până acum, cu meciurile de Cupa României incluse, deci este un campionat dezastros din toate punctele de vedere, în ciuda tuturor eforturilor făcute, în ciuda încrederii acordate lotului de jucători, staffului tehnic, asta iar nu s-au mai petrecut niște schimbări în cadrul lotului, prestația a fost la fel de slabă. Efectiv, acum trebuie să ne gândim decât la ultimele 2 jocuri, care au mai rămas din sezonul regulat, acasă cu Dumbrăvița și la Unirea Deji în deplasare, să luăm maxim de puncte, pentru că, Doamne ferește, intrăm în altă zonă. Da, oricum, noi mulțumim foarte mult, domnule președinte. Noi mulțumim pentru disponibilitate. Este clar că analizați zilele următoare tot ceea ce se întâmplă. Ați făcut-o de fiecare dată, dar acum, în acest context al unei noi ratări, cu siguranță noi care suntem neutri, ne gândeam, domnule Tănase, că după prestația modestă, să recunoaștem, din partida cu cei de la Ceahlăul, astăzi ar fi venit o răbufnire de orgoliu a jucătorilor pregătiți de Eric Linca. Din păcate, n-a fost deloc așa. Concordia pierde și ratează pentru a 5-a oară consecutiv. Și ar mai fi de spus greu încercatul președinte, vorbeam cu Robert acest lucru, pentru că și la Voluntari, în prezența lui Robert, este cam la fel. Echipa nouă este din acest impas, ca și la dumneavoastră se fac eforturi generoase zi de zi. Răspunsul nu vine, trebuie să căutate evident soluții, pentru că viața merge înainte. Dar noi vom vorbi, domnule președinte, pentru că suntem pe final de etapă și vom încerca să găsim și oameni mai bucuroși decât dumneavoastră. Oricum apreciem disponibilitatea. Mulțumim foarte mult, domnule Cristi Tănase. Sănătate și toate cele bune. Da, mulțumim foarte mult. Robert, ce ar mai fi de spus? Mai nimic elocvent ceea ce afirmă. Nu, într-adevăr și are foarte multă dreptate, doar 2 puncte din ce, uite, un lucru pe care nici eu nu l-a remarcat, doar 2 puncte cu cele 5 din 15 posibile, cu cele 5 echipe nou promovate, doar 5 victorii în tot sezonul regulat și echipa... Niciodată 2 legate. Da, într-adevăr și echipa a început, dacă ți-aduce aminte, start de campionat, a început 3-0 în deplasare cu Csíkszereda Miercurea-Ciuc. Apoi a avut un recul 0-1 pe propriul teren cu Alexandria, apoi 6-0 la Progresul Spartac și zici, haide, că a fost un simplu accident și nervi. Că mă uitam, și tu ne spuneai puțin mai devreme în discuția pe care ai avut-o, ca de fiecare dată cu Bogdan Bălănescu, nu se pune problema să întărim acest lucru a unei plecări a lui Nicolae Dică. Iată că și Cristi Tănase, extrem de supărat de ceea ce se întâmplă la Chiajna, nu spune în acest moment, domne, Eric Linca nu mai este antrenorul. Vom vedea următoarele 2 etape, adică nu se iau așa decizii la cal totuși, deși dezamăgirea este mare. Hai să ne întoarcem după aceea, pentru că mergem
și la Slatina. Daniel Oprescu, cu siguranță un tehnician supărat, probabil, după acest 0-0. Bună ziua, domnule Oprescu! Bună ziua tuturor! Un 0-0 în condiții speciale, echipa dumneavoastră, domnule Oprescu, și noi am avut imagine, a traversat vreo 30 de minute, dacă nu mai bine, cu doi oameni mai puțin pe teren. Ce s-a întâmplat acolo? Păi, dacă ați văzut imaginile... N-am fost în permanență doar pe Slatina, dar am... Da, am avut doi jucători eliminați. Eu sunt foarte supărat pe Mondragon, pentru că a avut un gest nesportiv la o fază în care, o banalitate de fază, asta în situația în care noi eram deja cu un jucător mai puțin. Și sunt foarte supărat pe el, pentru că după ce că nu se vede plusul de experiență cum trebuie în joc, mai are și gesturi din astea care nu fac decât să ne aducă de servicii. Dar pentru asta va fi sancționat. Da, oricum, Dan Oprescu, începutul de sezon nu este conform așteptărilor, ca și rezultate. Spun, poate că jocul se ridică în multe momente la ceea ce preconizați, dar ca și rezultate, ce se înslă tine, n-a început convingător noul an. Așa este, aveți perfectă dreptate. Dar nu, să nu vorbim totuși de rezultatul meciului de astăzi, pentru că jocul de astăzi e în condiții speciale. Când joci mai bine de 30 de minute cu doi oameni în minus, e clar că nu o să sper niciodată că doar printr-o întâmplare să poți să câștigi meciul. Da, e adevărat, Dan Oprescu, dar de fiecare dată vorbeam și știam de obiectivul vestiarului. Părea să fie prea mult, totuși, în acest sezon, o accedere în play-off, pentru că știm, jucătorii... Da, se pare că a fost mai mult. Ne-am dorit, dar știți, așa e important să-ți dorești mai mult ca să obții mai mult, pentru că dacă te mulțumești cu puțin, cum o parte din componenții noștri, așa pare, că să mulțumesc cu puțin. Da, am înțeles mesajul, sper să-l înțeleagă și ei, Dan Oprescu. Și noi sperăm același lucru. Ba, oricum, dacă situația... nu e nicio problemă, vine vara, tragem linie și o parte dintre ei nu se mai regăsească în acest proiect. Da, dar până la vară e nevoie de puncte, Daniel Oprescu. Da, aveți dreptate. Deloc ușor de trecut așa, într-adevăr, condiții speciale, astăzi cu doi jucători mai puțin pe teren, însă și FC Argeș și-a avut 80 de minute, Dan Oprescu, nu mai mult pe teren și a terminat în vigătoare doar cu 1-0. Iată că s-a terminat și partida de la Slobozia, victorie mare pentru Csíkszereda. Evident că vom mai vorbi, Dan Oprescu, până la urmă un punct câștigat de CSM Slatina în condițiile astea în care 30 de minute... Da, și e posibil, vedeți, acest punct în condiții speciale, poate la un moment dat este foarte important și poate să facă diferența. Oricum, în acest sistem competițional, de fiecare dată, atunci când nu reușești să câștige, importanță, nu pierzi. Așa a făcut și CSM Slatina astăzi. Mulțumim foarte mult, Dan Oprescu, o după amiază bună. Și eu vă mulțumesc. Tehnicianul echipei din Slatina... Da, într-adevăr, am văzut, Robert Avram a pus capăt partidei între Uniunea Slobozia. Ce puncte și, mari, Robert, pentru... Da, într-adevăr, Csíkszereda într-o revenire de senzație, cred, efectiv. Și câștigă cu adversari puternici. Da, de obicei Csíkszereda începea bine și termina prost. Da. De data aceasta, iată că invers, a început prost, făceam referire la acea partidă din prima etapă, când a pierdut 3-0 pe propriul teren cu Concordia Chiajna, iată, revenind pas cu pas, recuperând. Și în acest moment, fiind exclusiv la mâna ei pentru a intra în play-off. Deci Csíkszereda, dacă câștigă ultimele două partide, practic are locul de play-off asigurat. Da, are locul de play-off asigurat, pentru că se va conta rezultatul meciului direct cu cea clubul Piatra, ce știu, și învingând va merge automat. Marea necunoscută este CS Mioveni, pentru că nu a jucat, are 29 de puncte, are program greu până la sfârșitul acestui campionat. Vom vedea ce se va întâmpla mâine. Dacă deci Mioveni este în ochii pe partida de la Sibiu. Mioveniu, dacă obține punct sau puncte, dar mai ales dacă obține puncte, ar face 32 de puncte, ar trece chiar peste Gloria Buzău. Și practic ar fi o echipa de pe locul 7, Csíkszereda Miercurea cu 28 de puncte, sau cea clubul Piatra că tot au 28 de puncte, ar fi la 4 puncte spatele Mioveniului. Mioveniu ar trebui practic o singură victorie sau două rezultate de egalitate. E greu să facem un clasament în 3, dar să ajungem noi la acel punct. Eu totuși, la acum am văzut pe cei de la cea clubul Piatra, mi-e greu să cred că vor fi victime sigură întâlnirea cu Csíkszereda. În ciuda faptului că echipa din Miercurea Ciuc este pe un trend pozitiv. Hai să mai facem un popas, să mergem și la o echipă învingătoare. Ștefan Odoroabă învinge pe terenul echipei pe care o promova în Liga a doua. CSM Alexandria, te salutăm, Ștefan, bună ziua! Mulțumesc frumos, vă salut, bună ziua! Ștefan, s-a echilibrat rapid echipa ta după acele șec, oarecum ne-a așteptat cu Unirea Deci pe final de partidă. Iată că vin astăzi 3 puncte, până la urmă scontate, să spunem, la Alexandria. Da, sincer, e o victorie meritată. Mă bucur că am câștigat, dar parte îmi pare rău și de echipa de Alexandria, că mi-a rămas în suflet le orășilor multă baftă în continuare. Dar astăzi eu zic că am meritat victoria. Am jucători de calitate care
ce să vă spun, trebuie doar să-i simt că joacă ce trebuie și ce fac cu ei. Vă dați seama, am atacanți de clasă. Adi Petre, Atanasică, Mirko Ivanovski, Dragoș Gheorghe și copilul meu niciun jucător de lor. Deci am spus doar partea ofensivă, v-am spus. Da, dar Adi Petre a jucat doar o primă repriză, încă nu este Ștefan Odorabă la nivelul așteptat. Adi Petre a jucat o repriză, fiindcă vine după o perioadă în care nu a făcut pregătirea cu noi, da? Și la câtă pregătire a făcut cu noi, credeți-mă că sunt foarte mulțumit de el. Da, Ștefan, ce a avut echipa ta astăzi, CS Tunar, față de partida precedentă pierdută 0-1? Cred că și acum plângeți după puncte. Plângem, da, și o să plângem și încă câteva luni de acum încolo. Nu au avut nimic în plus, fiindcă n-am schimbat nimic, să zic, nici în plus, nici în minus. Cred că ce am discutat cu ei, mica ședință și micile detalii care le-am pus la punct, pe parte de tupeu și de încredere. Adică am fost puțin putrac, dar aici mă refer prima etapă la jucătorii mai fără experiență. Cei cu experiență au încercat, dar ce să vă spun, nu pot să joc în 4-5. Da, câțiva au absentat, să spunem așa, pe teren atunci. Ștefan, evident că este... Au vrut, dar atât am putut, ce să vă spun. Da, spuneam că această victorie importantă readuce la timp moralul, însă trebuie completat obligatoriu cu un succes în partida cu liderul, CSC, 1599 Șelimbăr. Normal, trebuie să facem un joc bun cu Șelimbăr și sunt convins că o să luăm cele trei puncte. Da, Tunariul se îndreaptă, știu eu, către un program mai bun. În schimb, fosta ta echipă, spuneai și tu, CSM Alexandria, care a uitat să marcheze Ștefan Odorabă, nu reușește să iasă din impas. Au fost o echipă minunată, au pus probleme, au jucat fotbal, nu au fost durități, ca și un derby de retrogradare, să zic așa. Îi felicit că au încercat să dea totul și sincer, sper să salveze și ce să vedem. Nu-mi doresc și ea. Da, iar noi sperăm să vedem partida următoare, o echipă Tunar care poate completa succesul de astăzi, pentru că este mare nevoie, nu Ștefan Odorabă, să legați victoriile, pentru că altfel toate aceste puncte sunt fără folos. Exact. Sper să facem un joc bun în primul rând, să am jucătorii sănătoși. Mulțumim foarte mult, după amiază bună, mulțumesc. Ștefan Odorabă. Vă salut, să treci. Cu un ochi plânge, cu un ochi râde, asta e Robert. Da, într-adevăr, incredibil această CSM Alexandria, un singur punct pe propriul teren, acel 2-2 cu Ceahlăul pe Iataneamț. Dar să fie asta, Robert, o cauză, faptul că, bine, tot în județul tău, ești acolo la Torul Măgurele, ce să găsești, adică, pentru o echipă de genul ăsta? Și mă gândesc ce e viața asta în urmă cu, în pandemie, în 2020, în urmă cu 4 ani, ei aveau o echipă care putea să ajungă în Liga 1. Au fost, practic, după ce expirase multe de prelungiri, mi-aduc aminte acel 1-1 pe propriul teren cu Eric Lincar, cu Rapid Giorza, dacă nu mă știu. Amir Giorza. Da, egalat într-un 9-7, într-un meci care era pentru Rapid nu conta, Rapidul a rămas în continuare. Iar echipa de pe locul, pe locul 3, care a jucat baraj în acel moment, a urcat CS Mioveni, mi-aduc aminte, CS Mioveni cu Claudiu Niculescu. A fost partida, nu mai țin de cu Petrolul. Cu Petrolul, da, cu Petrolul. Și care Petrolul n-avea nicio treabă atunci. Au promovat atunci UTA și cu Fece Argeș, dacă nu mă înșel. Da, UTA era Giusi Balint. Da. Și în acel play-off, a fost play-off, a fost un play-off ciudat cu doar 5 partide. Nicio echipă gazdă n-a câștigat nicio partidă. Da. Și propriu era interzis atunci. Din 2020. Vorbim de acum 4 ani, era perioada cu pandemia, parcă vorbim de istorie, într-adevăr, dar iată că așa e. Dar unde rămăsesem înainte de a vorbi? Da, într-adevăr, și discutăm foarte de clasamentul. Iată, pe locul 8 va avea Chindia Târgoviște, 25 de puncte. Șanse doar pur teoretice pentru Târgoviște. Mi-e greu să cred că, e clar, vor juca între ele, dar e foarte greu. Cu 6 puncte Chindia totuși și s-ar agăța. S-ar agăța speranțe, dar nu poți să știi dacă ele vor face un egal între ele... aceste două echipe... Să te ajute și rezultatele indirecte, clar. Va fi destul de greu, mai ales că Chindia Târgoviște ca și program în ultima etapă se deplasează la Șelimbăr. Deci va fi ori la Cinezii, ori la Sibiu. Va fi destul de greu. Eu nu văd pe Claudiu Niculescu să piardă două partide, să piardă aceasta și aceasta cu Mioveniu. Va fi foarte, foarte greu pentru ei. Etapa viitoare este demn ca un meci pe propriul teren, mult mai ușor cu Alexandria. Deci pot spune că își mai pun încă... Vorbesc de Chindia Târgoviște. Deci spun aici că victorie 28 de puncte, dar una dintre cele două echipe de sus, dacă va câștiga, va face 31 și automat te lasă pe tine, stai la ultima etapă. Dacă Mioveniu pierde, dacă Ceahlăul face egal cu CXR, dar mai sunt niște... Păi da, dar ce faci? Că n-ai decât... Da, într-adevăr, e vorba de aia se joacă foarte mult în acest algoritm, să vedem ce va face Mioveniu. Una peste alta față de alți ani, când trebuie să team câte un calup de 5-6 echipe, data aceasta lucrurile s-au lămurit. Reșița, 24 de puncte, putem spune că și ea este out. E no bet, cum se spune, nu are nicio șansă.
Vine pe locul 10 Viitorul Pandurii Târgu Jiu, cea care a pierdut mai clar decât a dat scorul. Deci, nu, scorul a fost nedrept, acel 0-3 pe propriul teren cu Șelimbăr. Dacă ar bate, ar face 26 de puncte. Iar și-ar depăși cu un punct India Târgu Jiu, nu-i vă să aibă forță. CSEA Steaua, mare, din nou, mare dezamăgire. CSEA Steaua, 22 de puncte. Tot atâta câte au în acest moment Concordia și Metaloglobus. Hai să îi spunem la mulți ani lui Dragoș Militaru, într-o zi, nu, tot mai fericită. Te salutăm, Dragoș, bună ziua. Vă salut și eu și mulțumesc pentru orare. Da, da, da. Dorință multă, Dragoș, din păcate, probabil puțină putință și echipa ta, după cele trei puncte importante de la Tunari, pierde chiar împotriva Chindiei. Da, azi a fost un joc un pic ciudat, pentru că am început foarte bine, am avut trei ocazii foarte mari în primele 20 de minute și apoi la primele două acțiuni în care un nostru s-a făcut 2-0, nici nu ne vedea să credem pe margine. Apoi am echilibrat puțin, am dat și gol repede în repriza a doua și apoi imediat când noi încercam să egalăm, am mai primit un gol, un eurogol. Iarăși, și al doilea, și al treilea, dar în special al treilea a fost un eurogol. Și acolo cumva s-a rupt, dar n-am mai putut să revenim, din păcate. Da, la un moment dat chiar ai făcut schimbări rapide, am văzut după 30 de minute în încercarea de a restabili prestația echipei tale, ați intrat în joc cu acel 1-2, după care a venit, așa cum spuneai, golul 3 de Movițean și n-a mai fost nimic de făcut. Da, așa e. Din păcate n-am putut să acumulăm nimic astăzi, au trecut două meciuri din care am făcut 3 puncte, mai sunt două meciuri și îmi doresc să mai acumulăm câteva, iar apoi când se trage linie să vedem în ce grupă suntem și ce avem de recuperat, că noi suntem, de când am început, suntem la capitolul de recuperat. Da, asta arată, Dragoș, totuși au făcut destule schimbări acolo, sunt și ceva jucători interesanți, dar această alternanță de rezultate, victorie în deplasare, eșec acasă, arată totuși că echipa nu este și probabil că te așteptai la asta, la nivelul maxim actual. Nu e, dar sincer, a fost un meci foarte ciudat. Cred că primele 20 de minute au fost foarte bune, apoi a fost o cădere de 10-12 minute, ne-am revenit, am intrat din nou în joc și am luat un eurogol, l-am pierdut imediat atunci la 3-1 și pe Cristi, pe Chira, care la faza premergătoare golului a fost faultat în fine și a ieșit cu glezna, nu știu cum mai, la spital. Nu cred că a fost neapărat un meci mai rău decât la Tunari, dar e clar că toți au nevoie de minute, am știut asta. Asta am putut să aducem în iarnă jucători care nu au avut minute, dar care au făcut ceva în trecut. Și poate să existe momente în care, nu știu, nu suntem suficient de constanți și de consistenți în joc. Dar asta e situația și nu putem să facem altceva decât să-i dăm înainte și să încercăm să corectăm. Da, era și pentru tine, Dragoș, un meci mai special, totuși postura din clasament a grupării tale obliga acest lucru, dar și tu, care ai început sezonul pe Banca Chindiei, parcă aveai astăzi un meci oarecum mai altfel. Da, într-adevăr, nu pot să asum că îmi doream, bineînțeles, să câștigăm astăzi și să bucurăm și lumea care a venit la stadion. Și, ok, de ziua mea, dar asta era mai puțin relevant, pentru că așa s-a nimerit să fie ziua mea astăzi, dar mă bucuram pentru lume că a fost foarte multă lume astăzi, cred că au fost mai mulți decât au fost în ultimele două etape adunat din noiembrie și n-am putut să facem un rezultat bun, dar așteptăm etapa viitoare, Dragoș Militar, oricum noi și așa învin să spunem la mulți ani, îți mulțumim că ești mereu mulțumesc alături de noi, așteptăm mulțumesc deja etapa viitoare. Și noi, deocamdată, două zile acum trebuie să vedem meciul, să-l revedem, să vedem ce putem face mai bine, să vedem câți jucători, că s-au accidentat deja vreo 2 sau 3 astăzi, au ieșit accidentat. În condițiile astea intră Dragoș pe teren. Da, condițiile, nu, că avem, suntem 20, adică nu suntem chiar atât de puțin, dar sunt doi jucători destul de importanți pentru noi care s-au accidentat și eu sper să-i recuperăm până la meci. Toată lumea e importantă. Mulțumim foarte mult, Dragoș Militaru. La mulți ani încă o dată. Mulțumesc și eu. Mulțumim foarte mult. Eșec, Robert, pentru Dragoș Militaru. Eurogol. Accidentări. Da, când e să nu meargă, Robert, da, nu merge. Adevăr, ce asta este. Bă, misiune grea pentru ei. 13 puncte. Vom vedea și mulțumesc. Chiar colegul nostru, Cristi Manea, mi-a atrăgea atenția și, într-adevăr, n-am luat în calcul. Anul acesta vor retrograda 4 echipe. Practic vom mai avea acel baraj, de practic ultimele două echipe clasate în cele două serii de play-out vor retrograda
și vor promova... Da, pentru că numărul de echipe crește Vor promova 6 echipe, vom avea 22 de echipe din sezonul viitor. Mai mult de lucru, Robert. Mai mult de lucru, dar într-adevăr... Împucurător pentru noi. Vom rămâne tot cu același sistem play-off și play-out, dar atunci vom avea un play-off de 6 echipe și două play-out-uri de câte 8 echipe, într-adevăr. O schimbare. Mai cresc numărul de meciuri, practic, derulare este aceeași de play-out. Vom avea 11 meciuri pe etapă și vom avea un sezon regulat cu 21 de etape, nu 19 capul. Robert, în 3 ore și jumătate cu 11 meciuri. Ne descurcăm noi, înțeleg. Suntem căliți, avem 4 ani de chestii împreună aici, așa că nu e niciun fel de problemă. Așteptăm. Sperăm că să nu fie și face voluntar subiectul. Atunci ce facem? Stabilim la momentul oportun. Avem încredere. Am încredere, vom câștiga cu România, vom merge în cupele europene, vei vedea că va fi ok. Dosarul de licențiere este aproape gata. Depunem pentru licența UEFA. Deci, spun mine asta, Robert, serios, dacă nu. Adică conducerea lucrează la dosarul de licențiere și echipa să luptă să rămână în Liga 1. Păi și ce vei face? Păi nu, foarte bine, dar zic, ce diferență, ca și la Chiajna, ce diferență între cele două partituri. Acum 7 ani, să-ți aduce aminte, am câștigat Cupa României și pentru 2 săptămâni am întârziat. Da, n-am avut dosarul de licențiere. N-am avut dosarul de licențiere și nu am jucat în cupele europene. Deci, ca să realizezi unde... Nu, dau seama că să fac lucruri la cel mai înalt nivel și evident că în acest moment echipa este datoare. Atunci, Robert, conducerea n-a fost pregătită. Da, nu, a fost și atunci, nu pot spune neapărat conducerea. A fost vorba de faptul că nu am luat în calcul, să spun, pentru prima dată premier, nu am luat în forma de bugetare în acel moment. Că ne-a găsit Marian Ciocă și pe cineva de la Ceahlăul, nu este domnul Pustai, nu este domnul Anton, a cărui zi a fost, este domnul Ioan Anton Măzărianu. Bună ziua, domnule Măzărianu! Bună ziua, vă salut, bună ziua! Am zis să mai schimbăm așa repertoriul. Domnul Anton a fost ziua dânsului ieri, pare că e răgușit. Domnul Pustai a vorbit la interviuri acolo. Zic, hai să apelăm la domnul Măzărianu. Bucuros după victorie în grafic, 2-0. Da, bucuros după victorie, dar nu prea îmi place ce se întâmplă în meciurile în care suntem, în care ne joacă adversarii direcți. Păi ne uităm la echipa noastră, domnule Măzărianu. Ce facem? Păi da, dar știți cum este? În momentul când joci direct săptămâna viitoare cu Csereda și vezi că li s-a anulat celor de la Slobozia 2 goluri astăzi în meciul direct cu Csereda, deja mă îngrijorează. Că eu aș dori din tot sufletul să jucăm împotriva echipei Csereda, nu împotriva tuturor. Știți? Păi cereți o brigadă FIFA, domnule Măzărianu, la partida care urmează? Aveți dreptul. Păi, cred că noi o să ne gândim la lucrul acesta. Dar revenind la prestația echipei dumneavoastră, în grafic, o partidă cu Dumbrăvița în acest moment nu crea mari probleme pentru o formație care venea după victorie importantă la Chiajna, completată astăzi cu 3 puncte scontate. Da, așa este. Acum, cum să vă spun, pentru noi orice meci trebuie să-l tratăm cu maximă seriozitate. Eu am avut aceleași emoții ca și la meciul cu Chiajna. Orice echipă ne poate crea probleme într-o formă sau alta, pentru că întotdeauna când se joacă cu Ceahlău Piatra Neamț, totuși se joacă cu nume și fiecare își dorește să aibă o prestație bună. Da, am văzut că domnul Pustai mizează pe omogenitate, are la dispoziție un lot de bună calitate. Același 11 trimis pe teren în partida de la Chiajna, folosit și astăzi din primul minut cu Dumbrăviță. Da, într-adevăr, am avut 2 accidentări acvase și cu Constantin, dar am reușit să ne descurcăm. Am avut ceva emoții și la acest meci, dar tot s-a terminat cu bine. Deja ne gândim la meciul cel mai important meci pentru noi, trebuie să o considerăm ca o finală, meciul cu Cipriani. Așa și este. Dar mă gândesc, domnule Ioan Anton Măzărianu, că ați terminat trabucul la lovitura de la 11 metri. Ceahlăul era obișnuit să rateze. Nu, de data aceasta am ales să stau în public între suporteri și nu am fumat, că nu puteam să ia fum acolo, dar am fost alături de ei pentru că au făcut o impresie foarte, foarte bună la meciul cu Chiajna și au meritat să stau alături de ei. Înseamnă că vă mobilizați și pentru partida de la Miercurea Ciucă. Adevărată finală. La acest moment nu știm când este meciul. Dacă e problema, deocamdată nu știm când este meciul. O să vedem. Da, nu pot să spun nimica. Noi ne vom organiza și ne vom pregăti corespunzător. Repet, pentru noi în momentul acesta, dat fiind faptul și după rezultatul de la Slobozia, pentru noi acest meci este o finală. O finală care trebuie trecută, domnule Măzărianu, de Cristi Pustai și de oamenii care sunt în preajma dumneavoastră. Ați ajuns iată la acest moment în care veți disputa probabil acolo, la Miercurea Ciuc, locul de play-off. Așteptăm și noi cu mare, mare interes deja această partidă.
avantajul nostru ar fi că ne avantajează și un egal și o victorie. Adică inclusiv egalul este de luat în calcul, având în vedere că la golaveraj nu stăm foarte bine, iar ultimul meci îl avem cu ultima clasată, unde, la Piatra Neamț, unde n-ar trebui teoretic să avem probleme. Pe dar îmi spunea domnul Pustai, domnule Măzăriano, că dânsul nu știe să proiectească meciurile la egal, doar la victorie joacă Ceahlău. Așa este, eu am spus ca și ipotetic. Eu îmi permit să spun, domnul Pustai este cu socotelele, cu calculele. Leia are astăzi acolo bine pusă la nou. Astăzi i-a ieșit din nou calculele. Da, păi să iasă și sâmbăta viitoare, că atunci e cel mai important. Cu siguranță lucrați deja la acest aspect. Noi mulțumim foarte mult, domnule Măzăriano, pentru intervenție. Doamne ajută, mulțumesc pentru invitația în emisiunea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. La revedere. Ce zici, Robert? Trebuie să jucăm cu CXR, da? Da, da, într-adevăr, au un gol la braș. Nu, dar eu serios acum, cred că ar trebui să ne interesăm amândoi cu exactitate în toate mediile noastre și chiar să vedem exact partida asta de la Slobozia, golurile astea, că noi n-am fost focusați doar pe partida de la Slobozia. Da, să vedem cu să ne uităm cu mare atenție, să vedem și noi opiniile specialiștilor, da, golurile. Nu pot să-mi dau seama. A fost cert că ambele goluri au fost anulate de către... Și ambele în favoarea echipei gazdă. Da, da, și ambele prima repriză au fost anulate de către, la urma unor semnalizări ale arbitrului de tușe. Pe Robert Avramul și un arbitru care dă destul de ușor lovitură de la 11 metri de dată și n-a acordat absolut nimica. Da, cel care a condus și cred că a condus bine totuși partida dintre Chiajna și Ceahlău. Deși Ceahlăul avea de spus și atunci. Adevăr, am văzut iarăși și câteva faze fixe pe care le-au avut cei de la Unirea Slobozia, de care n-au să profite. De obicei erau foarte, foarte eficienți pe astfel de faze fixe, pe lovituri libere executate din lateral de obicei. Au venit și cornere mai scurte, exitate mai scurte, de fiecare dată reușeau să aducă un jucător cu să lovească cu capul, să creeze superioritatea, să marcheze cu capul. De data aceasta ei au luat un astfel de gol. Contează mai puțin. Dar pe de altă parte, realist vorbim. Noi fotbalistic, repet, prieten, că nu că ne ferim noi, dar n-am fost doar pe partida de la Slobozia, să vedem cu exactitate acele faze. Fotbalistic, Robert, n-a ajuns Unirea Slobozia acum să fie invincibilă. Asta este logic. Da, este clar, dar era clar că era... Există și vezi tu... Și echipa calificată. Nu, da, vezi, asta vreau să spun. Să nu se sperie nimeni. Unirea Slobozia este echipă mică. La echipele mici, crede-mă, că am trecut și-o cu voluntate, e foarte greu să gestionezi succesul. În momentul după un succes vine recul. Mi-aduc aminte și după ce am luat Cupa României. Am dus la baraj, vai de mama noastră, cum ne-am săbat cu Chindia Târgovice. După ce am intrat în play-off, iarăși am avut un recul și sezonul trecut am jucat meci de baraj, 13 meciuri la rând, echipa neînvinsă în play-out. Cred că o singură dată s-a mai întâmplat treaba asta. Am avut 13 meciuri la rând fără înfrângere. Am jucat barajul pentru Cupa României, pentru la penaltiuri. Iar a venit recul. De fiecare dată e foarte greu să poți să gestionezi, chiar dacă îți dorești, deși ca și conducător ești conștient de astfel de asemenea situație, e foarte greu în subconștientul jucătorilor. Și cred că acest lucru s-a întâmplat și la Slobozia. Ei aveau practic impresia că și-au încheiat misiunea. Pentru că nici ei n-aveau nici trebuie să piardă. Pentru că echipa va intra cu același număr de puncte în... Departe de noi de a pune fel... Va intra cu același număr de puncte. Ei, dacă ar fi obținut azi încă două puncte, ar fi avut 37. Pentru că eu, cum mă uit la clasament acum, eu primele două, în momentul Schellenberg și Hunedoara, le-au dat la o parte. Și în acest moment, lider este Unirea Slobozia, care are 3 puncte față de Buzău. Câștigă azi, avea 6 puncte. Deci tu, când să intri cu 6 puncte, în momentul în care mai sunt mai încă 10 meciuri, mai 30 de puncte în joc. Totuși. Da, dar totuși, contează un punct în ziua de azi, spunea Oprescu. Poate cu punctul ăsta mă salvez la retrogradare. Și îi dau dreptate, poate și cu acest punct. Da, uite, Robert, cum ne uităm de fiecare dată, ce ar putea însemna, până la urmă, acel gol marcat în prelungiri de XR, da, cu FC Argeș, că fără golul ăla din lovitură liberă, era po. Continuarea, cine știe cum ar fi fost. Da, bați 2-1, bați 2-0 în ultima etapă, cum spuneam, pe Buzău, bați 2-1 acum luni, i-a bătut pe FC Argeș 2-1, bați acum 1-0 la Slobozia, uite, adversar de calibru. Și 9 puncte importante. Și 9 puncte pe care poate nu le luai în discuții. Dar, Robert, apropiem de final, hai să trecem în revistă etapa următoare, cu precizarea, prieten, că încă nu este programată clar pe zile, dar, în linii mari, runda generoasă de altfel, va fi din nou prezent aici la Metropola TV și Sport Total FM. Da, într-adevăr, etapa se va... Avem decât un singur meci care este deja stabilit. Este meciul, ți-am spus, dintre progresul, imediat îți spun, dintre progresul Spartac și Unirea Slobozia, care se joară duminică de la ora 11, deoarece va juca Tunarul va juca la Buftea. Deci avem meciurile Concordia, Chiazna, Dubrăvița, clar, trebuie victorie pentru Concordia, ca să nu intre, cum spunea și Tănase, în vâltoare. Meciul de care discuteam, de CXR de Miercurea Ciuc și Ceahlău Piatra Neamț. Corvinul Hunedoara, FC Argeș, ce meci! Mi-aduc aminte că am început să urmăresc fotbalul prin
prin 86, cam așa, era meci de Liga a Ligii 1 și de meci. Și tribunele pline. Și da, și da. Ce se merețea Gloria Buzău? Iată că un meci care pe care Buzău trebuie neapărat să obțină victoria. Viitorul Pandurii, Târgu Jiu, CSM Slatina, ce pot să spui de astfel de meci? Nu știu de unde să-l iei. Mioveni, CSA Steaua, iarăși un meci în care vom vedea dacă... Să vedem și forma lui Oprița, Grăbul Oprița și în această etapă cu cei de la Viitorul Pandurii, Târgu Jiu. Apoi Tunar Schellenberg. Chindia Târgoviște, CSM Alexandria, clar, voi merge pe mâna, pe mâna târgoviștenilor. Metaloglobus, Unirea Dej. Metaloglobus, dacă va juca cum a jucat, va câștiga clar și partea cu Unirea Dej. Iar ultima parte, cum am spus, duminică de la ora 11, este deja stabilită, nu este televizată, Progresul, Spartac, Unirea, Slobozia. Prieten, cam atât. Cu siguranță că timpul nu ajunge mie și lui Robert de a vorbi de Liga a doua aici în fața dumneavoastră, dar ne oprim și astăzi aici. Așadar, Robert Gherghe și Ionel Luțan, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi. Ne mulțumim colegilor din regie, celor de pe stadioane. Toată lumea a fost la superlativ. Rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM. În această formulă, abia aștept să ne revedem. Sâmbătă viitoare!